Salutare, numele este Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Roblox. Dacă mai doriți episoade, vă aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Și dacă mai țineți mintea, bine, acum vreo 2-3 ani trebuia să scăpăm de Granny. Da, se pare că Granny acum a înviat. Nu mai este Granny moartă cu băta mână, dar tot este la fel de rea. Este Granny în tinerețe, frate. E Granny când era ea în timpul vieții. Și noi practic trebuie să scăpăm de ea. În momentul ăsta halucinează, probabil de aia nu mă vede că stau pe ea, dar nu uitați să apăsați și voi pe butonul ăla de like dacă mai doriți episoade de genul în continuare. Ia să vedem ce ne zice prietenarul nostru aici. Bunica a nebunit și trebuie să scăpăm. Repede, să ieșim din cameră. Ok, bun, deci trebuie să ieșim din cameră, dar vreau să explorez și eu puțin casa asta pe aici. Aici în spate nu poți să te duci, nu? Ok, bine. Dacă a nebunit bunica... What is this? Ok, dubios că se face și ceva negru așa pe ecran. Nu trebuie să atingem acadelele astea sau cine aibă ori fi. Stage 2. Dinți falși. What the fuck. Facem parcurs pe proteza bunicii. Las-o încolo de treabă, nu cred așa ce... Zi-mă că mor de la niște bule amărâte. Ups. Stai să vedem când dă cu ele. Gata. Și sărim și noi imediat. Repede, 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 repede. Oh, shit, bun. Trebuie să intrăm în dulap? What? Ok, intrări secrete. Avem un labirint scurt aici de terminat. What? Ce sunt astea în pereți? Arată ca niște unghii. Hai să vedem pe unde naiba trebuie să mergem în acest labirint. Pe aici am intrat, mi se pare, nu? Ah, wow, ok, nu mă așteptam să-l termin atât de repede. Deci, ok, se pare că bunica a pus capcane. Încearcă să le eviți. Nu, ea, ca să încerce să ne oprească din a scăpa de ea. Poate, maybe there is something that breaks the wood barrier. Deci trebuie să găsim ceva ce poate sparge bariera asta de, baricada asta de lemn. Trebuie să fie ceva. Uite, un buton mare și roșu în spate. Oare ce o face? Putem să apăsăm pe el? Wow. Hai că nu a fost atât de greu. Hei, bunicuțo. Mă vezi aici, nu? N-ai nicio problemă că stau și eu pe aici, nu? Ok. Eu o să-mi văd de treaba mea, bine? Hai, pa. Mamă, ce-i cu nivelul ăsta? Tată, cum ar trebui eu să-l trec? Ușa asta nu se deschide. Super. Oh, shit, nice. Deci până acum nu am murit absolut. De fapt, am murit odată când am călcat pe acadeaua aia la început. Dar momentan ne descurcăm super, super, super bine. Văd că, uite, sunt aici și playerii. Noi suntem la... se pun playerii exact după nivelul stage-ului la care sunt ei. Eu sunt la 4, stai la 22. Deci înseamnă că avem destul de mult de lucrat și de alergat, de fapt, prin casa bunicii ca să scăpăm de ea. Mamă, ești nebun? Cum să pui așa capcane, băi, bunicuțo? Mai las-o încolo de treabă. Ce prinzi aici, monștri sau un băiețel amărât? Se pare că bunica a uitat să... a uitat să astupe acest buton. Acum, dacă mă gândesc mai bine, acel buton o să oprească ăstea, drujbele. Păi, ok, chiar asta a făcut, deci nice. Mamă, unde suntem, frate? Ce în casa bunici? Ce bunica își arde propriile lucruri? Ziua asta devine din ce în ce mai nebună. Da, să știți. Uitați-vă ce e aici. Mamă, facem... Cum se numea, mă, challenge-ul ăla? Don't touch the floor challenge? Flor is lava challenge. Păi, da. Chiar a fost pe bune aici. Animăluțele lui Grandma. Mamă, ce pisică creepy. Hai că nici n-au luat imaginea aia de pe Google ca să o bage aici în joc. Hai că e mâncare. What the fuck? Ok, și cum ar trebui eu să trec? What? Cine mai pot să ating? Trebuie să sar pe mâncare? Wow, băi, ești nebun. Ok, am înțeles.
Ok, am scăpat și de aici. Ce mănâncă bunica de dimineață? Ia să vedem și noi, numai cuțite. Numai cuțite mănâncă. Zi mă că stau pe bacon și nu mi se întâmplă nimic. Hai că sunt șef. Pe cârnăcior. Zdrang. Pin, am uitat ce înseamnă pin. Avoid the rolling pin. Cine știe ce naiba o se întâmple. Aha. Am înțeles, bunicuțo. Lasă-mă să trec. What the fuck? Cum ar trebui să trec eu de asta? Își face aici coca. Da, cum naiba ar trebui să trec? Îți dă de ajuns de mult timp încât să treci? Oh! Ok, da, la limit am trecut. Nice. Hai. Se spală vasele pe aici. Poți să nu mai cazi în oală? Te rog frumos. What? Ce naiba nu trebuie să ating ca să nu mor? Ok. Deci suntem în regulă pe astea. Doar nu trebuie să cădem în apă. Hai pe cuțit. Nice. Am trecut și de asta cu ușurință. Cookie crumble. Niște parcuri pe cookie. Băi, ești nebun, ăstea se mișcă. Lol. Trebuie să folosim un portal acum. Using the portal. Bine, așa se numește levelul, dar... Oh. Bănuiesc că așa trebuie să sărim pe aici ca să nu murim. A, ăsta e portalul. Lol. What the fuck, am trecut printr-un portal de fursec și m-a dat aici. Într-o noptieră sau nu știu unde naiba suntem momentan. Dar voi vedeți cât de mici suntem. O cană e de 3 ori mai mare decât mine. În regulă. Asta nu o să mă oprească din a ieși din casa bunicii. Oricum nici nu știu cum am ajuns aici. Cel mai important lucru este că trebuie să ieșim de aici cumva. În ce parte? Wow, hai că... Ok, cred că am ghicit-o pe asta. Asta nu. Oh my fucking god. Deci cred că e ăla din stânga. Îți dai seama... What? Cred că îți dai seama că pur și simplu te urci pe el. Bun, deci ăsta din dreapta. Și ăsta din stânga. Este, hai că l-am ghicit și pe ăsta. E ceva periculos aici de făcut. Ia să vedem ce o să se întâmple. Uite bunicuța acolo. Mamă, dar e gigantică. Dacă a strămutat o dată, i-a zburat un dite. Mi-a venit asteroidul în față. În cazul în care sună mâncarea. Ok. De ce e bunica atât de mare? Trebuie să fugim când ea obosește. Bă, asta mă întrebam și eu. De ce n-ai voie atât de mare bunicuța asta? Bă, frate, la început era... Cam de aceeași dimensiune cu mine. Nivelul 16. Hai că ne mișcăm destul de bine. Văd că la 22 ăștia s-au oprit. Înseamnă că la 22 se oprește harta? Na, sincer mă așteptam să dureze mult mai mult. Chiar îmi place tot. Chiar îmi place super mult harta asta și cum e făcută. Am fraților, nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like dacă vă place harta asta și dacă mai doriți. Episoade de genul în continuare. Cum n-ai ok, bun. Mamă, ăsta e un nivel mai complicat până acum, niciun spawn point sau ceva. Bine. Zi mă că m-am mâncat bunica, am intrat înăuntru bunicii. Ce? What the fuck, suntem în interior acum. Ia uite, fursecuri, burger. Păi un burger nedigerat acolo, voi vă imaginați că a luat burgerul și nici nu l-am amestecat, pur și simplu l-am înghițit. Las-o baltă, ia uite ce e aici, mamă, salivă, groaznic. Prăjiturile astea amărâte, Doamne ferească Dumnezeu, uite-te și tu cum au ajuns. Au crescut alge, ce pana mea, au putrezit. O putrezi prăjiturile. Sigur e stânga? Sigur e stânga? Stânga, dreapta. Sigur e stânga iar. Woo!
tunel scârbos. Mamă, cum a ajuns mâncarea asta aici? What the fuck? Am scăpat, nu? Run from grandma. Acum zic că trebuie să fugim. Am ieșit afară. Wow! Mă, fugărește bunica! Holy shit! Dă mașina la o parte, ce naiba? Fugi! What the fuck was that? Ce-i cu levelul ăsta? Oh my god, ce mai contează mașinile alea că sunt acolo? Ah! Oh my god! Nu, mă prinde bunica! Fugi, 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 fugi! Nici nu mai vreau să mă mai uit în spate. Știu că e super, super aproape. Yes! Woo! Gata, ăsta a fost finalul. Ha, și căzut bunicuța de pe mașina aia acolo, scaunul ăla cu rotile, ce naiba o fi. Ia să vedem, uite prietenii mei aici. Yay! Hai să mergem la party. Uite, mă așteaptă băieții aici cu grătarul. Bine, mă, băieți, îmi place de voi. Deci trebuie neapărat să petrecem acum. Coac, 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 super, îmi place de tine. Ești viața mea. Băi, fraților, cam ăsta a fost obiul cu bunicuța care a înviat. Dacă mai doriți obiuri de genul, în continuare, eu sincer m-am distrat super, super tare, a fost și super, super bine făcut. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să lăsați un comentariu pozitiv și dacă aveți sugestii de alte obiuri sau jocuri, le aștept aici să le citesc în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, eu am fost Cristi și v-am pupat. Ciao!